De vineri până duminică, Sălajul a fost gazda folclorului de calitate. La Jibou s-a desfășurat festivalul Someș Cântecele Tale, iar zălăoanii s-au bucurat de ecouri meseșene. Vineri și sâmbătă, jibouanii au avut parte de spectacole pe cinste, susținute de soliști și ansambluri de renume din țară și străinătate. Ieri a fost rândul zălăoanilor să petreacă. Pe scena amplasată pe platoul din fața Consiliului Județean Sălaj s-a desfășurat cea de-a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ecouri Meseșene. Acesta a debutat cu Parada Portului Popular pe traseul Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, CEAS, Perla Scenă. Bine v-am găsit la cea de-a 39-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ecouri Meseșene, festival organizat, așa cum bine știți, de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, centrul condus de către domnul Daniel Săuca. Iată că și în acest an festivalurile Ecouri Meseșene și Someș Cântecele Tale s-au unit, ca să spunem așa, sub aceeași cupolă și au organizat manifestări pe parcursul a 3 zile. Ei bine, astăzi, în Sfânta Zi de Duminică, ne aflăm în cea de-a 3-a zi de manifestări, aici, la Zalău, pe platou, pe scena amplasată în fața sediului Consiliului Județean Sălaj. Parada a fost urmată de spectacolul ansamblurilor folclorice invitate, atât din țară cât și din străinătate. Festivalul Ecouri Meseșene s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de Grigore Leșe și artistul iranian Amir Herdar Kodaye. Cele două festivaluri de folclor au fost organizate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Primăria Orașului Jibou, Cluburi Copiilor Jibou.